porco. Da, ilegală, domnule. Cine ești? Cine ești? Vițele. Cine ești? Ce vrei de la mine? Ce ai cu mine? Ce ai vezi, mă? Dumneata, ce ai? Deci nu-ți permite, legislație permite. Nu-ți poate, mă. Cum nu-ți poate? Dobre, gă. Legislație permite, domnule. Dobre, gă. Spatul public aici. Autorizație nu mai trebuie. Vreau să protestez. Cine ești? Cine ești? Păi nu-ți permite conform legislației, domnule. Care-i problema? De ce nu permite? Nu încalcă în Constituția. Vreau să protestez și nu-mi dă. Eu aici în față. Ce faci, domnule? Cine ești? Și eu nimeni n-ai. Cine ești, domnule? Cine ești? Cine ești? Dumneata, cine ești? Vreau să mă exprim. Vreau să mă exprim. Vreau să protestez. Dar ce nu-i voi? E permis, conform de legislație, Constituția permite. El nu are armă, nu aruncă. Îți permite. Domnul Gavrilea și Dumnezeu, domn Braga. Autorizație. Nu mai este. Ia-o ce au inventat. Bună mie. Cine este legăurea? Auzi, este legăurea și o nelzea, nu ești nelzea. Asta în statul Voronin, așa e posibil. Dar de ce, domnul, cine vă legitimați înainte de a deține? Ce să legi? Cine vă legitimați? Îți permite așa? În ca să-ți procedurile. Dobre, poate știm ce ți-ai. Știți, dar știți. Mă rog? Dar de unde știi? Da, și-o pot 50 de ani. Dar dreptul la opinie a asigurat din legi. Te rog, mă, să dăm jos. Dați-vă jos! Drumul de militar. Doamne, nu vreau să mă dau jos cu dumneata. Te rog, mă. Eu stau foarte bine aici. Aparat cel mai mare, mai bine stătie de acolo. Stau foarte bine. Domnul Voronin nu a sigur, nu a dat voie, în monitor oficial, să protesteze. Să poftim, dar eu... Dați-mi voi, e greu de discutat cu 2-3 eu, dar... Eu ați vrea. Nimeni nu m-a autorizat, stai. Ce faci, băi, și mă trage? Hello! Hello! Vreau să protestez și nu mă lasă! Vreau să protestez și nu mă lasă! Asta e poliția dintr-un stat totalitar, se comportă ca miliția! Vreau să protestez și nu mă lasă! Vreau să mă exprim! Vreau să mă exprim și nu mă lasă! Asta e stat totalitar! De-mi și mie. Ha! Nu zincă, da? Ai luzincă, dă-mi luzincă. Nu, să-mi pași, tu crezi că are cine să vadă? Băi, ce mai bine ești, băi? Cine e ăsta? Ești polițist? Cine e ăsta? Cum? Dar de ce nu se legește? Mi-a, de ce nu se legește? Ești locul nostru, prima dată? Băi, nu mă împiedici, băi, că sunt om liber, băi! Ești locul liber, pentru faptul, băi! Băi, nu mă împiedici, vreau să mă exprim, băi! Domnul Krijanovski, dar... Vreau să mă exprim și nu mă lasă! Ăsta e stat totalitar! Ia uitați-vă ce fac dintr-un om liber! Stat totalitar! Vreau să mă exprim! Vreau să mă exprim și nu mă lasă! Ăsta e stat totalitar! Ăsta e stat totalitar! Vedeți cum nu mă lasă banda lui Papuc? Vreau să mă exprim! Sunt contra, lăsați-mă să mă exprim! Ăsta e dreptul meu, vreau să mă exprim! Lăsați-mă să vorbesc! E dreptul meu, vreau să mă exprim! Ați prostit poporul jumătate de secol! 21, în mijlocul Europei! Suntem pe mâna miliției! Aspanului de Voronin! Ia uite cum se comportă poliția! Ăsta-i vicecomisar de oraș Orciovan! Sunteți toți rușinea nației, mi-e rușine cu așa jurnaliști, cu așa poliție. Mi-e rușine cu așa poliție și cu așa jurnaliști. V-ați bătut joc de noi jumătate de secol, ajunge!
Nu, dar zici eu zici că mă liniștesc. Eu mă provoc. Eu să mă amenit momentan, deci eu să fie mai bine dacă sunt. Vreau să mă exprim și nu mă lasă. Polițiștii ăștia sunt ca jurnaliști. Poliția să intervină! Poliția să intervină! Ăsta e de la poliție! Poliția! Poliția! Opriți omul ăsta! Opriți omul ăsta! Opriți omul ăsta! Ai văzut ce văd? Poliția au provocat! Poliția au provocat! Rușine să vă fie! Tot ei provocă! Ați văzut cum i-a... Oameni buni! Și de bun,